Bună și bine v-am regăsit! Am revenit din mica vacanță de Crăciun, în care să știți că m-am odihnit, m-am uitat pe Netflix, m-am relaxat și m-am bucurat de prezența familiei. Sper că și voi v-ați încărcat bateriile în aceste zile libere și v-ați bucurat de prezența celor dragi. Ei bine, astăzi facem clipul acela pe care îl fac eu la sfârșit de lună. Bine, nu l-am mai făcut în ultima perioadă, dar vreau să reiau această serie și vreau să vorbim despre obsesii parfumate, obsesiile lunii, dar și despre produse. Da, să vă spun ce am mai descoperit, ce am mai folosit, pentru că știu că vreți din când în când să vedeți și ce produse mai folosesc, pentru că chiar dacă vorbesc aici pe canal doar despre parfumuri, îmi plac foarte mult și produsele de make-up și le cunosc și pe ele destul de bine, am fost mulți ani pe partea de beauty și chiar vreau să vorbim mai mult despre produse de make-up în clipul acesta. Haideți să începem cu parfumurile. Am vrut să fac un top 5 obsesii parfumate, însă nu prea mi-a ieșit. Am vrut să vin și cu niște update-uri la unele parfumuri, despre care eu v-am mai povestit, însă s-au mai schimbat lucrurile. Și haideți să începem cu parfumurile, lăsăm la sfârșit partea de produse, de make-up în mare parte. O să încep cu un parfum pe care eu cred că voi nu l-ați văzut aici la mine pe canal. L-am primit de la o fată care îi mulțumesc tare, tare mult. Mi-a dat ocazia să port parfumul acesta și să văd exact cum este el, pentru că eu am mai avut la un moment dat o mostră, însă nu prea am înțeles mare lucru din ea. Și de aceea nici nu m-am pronunțat în legătură cu Yam Pistachio Gelato 33 de la Kayali. Însă acum pot să spun că este un parfum foarte, foarte bun, mai ales pentru persoanele care iubesc parfumurile gurmande. Eu mai am tot așa o miniatură de Vanilla 28 și dacă ar fi să aleg între cele două, cred că tot înspre Vanilla 28 m-aș îndrepta. Dar dacă le-aș avea pe cele două, nu m-aș supăra deloc, chiar îmi plac ambele foarte, foarte mult. Yam Pistachio Gelato are o tonă de note. Regăsim în el și vată de zahăr și fistic, înghețată de fistic, cacao, alune, foarte multe note are, însă în deschidere am simțit eu o aromă intensă de fistic. Și pot să spun că este cam în genul acela pe care îl simțim și în Elisab Girl of Now, da. Cred că am zis bine. Este cam același fistic pe care îl simt și acolo în deschidere. Are și o parte destul de proaspătă la în deschidere. Dar se usucă dulce, cu aromă de bezele, cu aromă de vată de zahăr. Este un parfum dulce și foarte plăcut, însă nu mi se pare prea dulce, pentru că dacă ne uităm în note, ai zice că este o bombă. Ai zice că tot ce a fost desert s-a pus în acest parfum și o să te sufoce. Ei bine, nu e chiar așa. În deschidere îl simt un pic proaspăt, un pic citric, să zic așa. Apoi vine mirosul acela de fistic. Nu simt înghețată de fistic neapărat. Nu pot să zic că miroase ca o înghețată de fistic sau cu fistic. Dar ușor, ușor se tot îndulcește și îmi place foarte mult cum se usucă, îmi place cum se dezvoltă. Este un parfum frumos, chiar ieri l-am purtat, pentru că am fost plecată toată ziua și am zis să-l port ca lumea, să văd și cum proiectează și pot să zic că l-am simțit toată ziua, adică, da. Este un parfum frumos și el, la fel cum este și Vanilla 28, dar dacă ar trebui să aleg între cele două, tot Vanilla 28 aș alege, nu știu. Are o aromă specială pentru mine Vanilla 28 și, sinceră să fiu, mi se pare și mai intens acel parfum. Deci Vanilla 28 mi se pare un parfum mai intens, mi se pare că proiectează mai tare, este mai in your face, mai puternic. Dar nici acesta nu este rău deloc,
Adică dacă le-aș avea pe ambele full size, nu m-aș supăra absolut deloc. Sunt niște parfumuri scumpe, încă mai am și din Vanilla 28, nu m-am îndurat să iau o sticlă full size până acum. Parcă și eu în iam pistacio simt în bază un pic din Vanilla 28. Dar este frumos. Este frumos, miroase bine, n-am ce să zic. Dacă vă plac parfumurile gurmande, testați de la Kayali Vanilla 28 și iam pistacio gelato. Cred că sunt două dintre cele mai frumoase de la Kayali, dar aici mă refer strict la preferințele mele, pentru că sunt și alte parfumuri foarte iubite de la Kayali. Gata, am terminat cu Kayali. Nu o să vorbesc foarte mult despre toate, pe unele le-ați mai văzut, pentru că o să iasă un video prea lung. Un alt parfum pe care vi-l recomand cu tot dragul. Este un parfum absolut superb. Este Ia de la Essence de Romanie. Ei bine, pe acesta îl văd mai matur decât îl văd pe Ian Pistachio. Acesta este ceva mai matur, ceva mai complex. Este foarte persistent și el. Proiectează foarte bine, are și el un iz fructat, este cald, este condimentat, este un parfum care te îmbrățișează și mi se pare perfect în luna decembrie. El are în deschidere o combinație de fructe, de fructe suculente. Avem căpșuni sălbatice, blueberry, adică, cum le zice, coacăze, ananas, smeură și ilang ilang, care nu este fruct. Dar este și această notă acolo. Avem în mijloc multe fructe, flori, și avem și ardei. Iar în bază avem vanilie, scorțișoară, paciuli și mosc. Ce vreau eu să vă spun și de ce v-am spus notele, nu o să vi le spun la fiecare parte desigur. Vreau să spun că nu se simt fructele astea la modul fructe proaspete, ci mai degrabă eu simt o combinație de fructe confiate, dulci, parcă rahat de fructe, cam așa îl simt eu, și cu scorțișoară. Da, posibil, uite că eu v-am zis că pe mine nu mă duce cu gândul la cozonac neapărat parfumul acesta. Îl văd gurmand, dar nu îl văd așa un gurmand. Nu știu, să te dai cu prăjitura pe tine. Nu, nu. Este un parfum foarte frumos. Dacă vă plac parfumurile dulci, gurmande, dar nu vreți să mirosiți a prăjitură, a o prăjitură anume, vă recomand cu drag parfumul acesta. Este foarte frumos și foarte puternic. Este intens, este persistent, este cald. Da, aș putea să mă duc cu gândul la rahat de fructe. Și cu scorțișoară. Foarte frumos este parfumul acesta, dar v-am zis, nu miroase o prăjitură anume, o fi el inspirat din cozonac și din ce o fi, dar nu miroase mie a cozonac. Probabil acum fiecare cu cozonacul pe care îl preferă, de exemplu mie îmi place cozonacul cu cacao, cu rahat, cu stafide, așa o combinație de toate, dar mirosul este mai mult acela de cocă. Pentru mine, mirosul de cozonac mă duce mai mult în zona aia de lira decât mă duce Ia, dar aș putea să zic că miroasea rahat de fructe. E frumos de tot parfumul acesta, chiar vi-l recomand. Nu știu dacă se mai găsește, să-l testați. La un moment dat se găseau parfumurile astea în Douglas, ele se găsesc și acum, dar nu știu dacă mai au testere, cel puțin aici la noi unde merg eu, nu mai au testere, din păcate. Sunt și altele frumoase de la Essence de Romanie, la un moment dat le-am testat pe toate și eu aș putea să mi-l cumpăr pe oricare blind pentru că știu că nu aș da greș. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare plăcere în luna decembrie este Alba de la Casa Goa, este noua lor lansare, parfumul acela versatil pentru o femeie sensibilă și puternică în același timp. Este o combinație, se potrivește foarte bine chestia asta, este
o combinație de flori, un buchet de flori albe care te duce cu gândul la puritate, însă în același timp este un parfum foarte puternic și profund. Miroase a un buchet de flori albe, a tuberoze, a crin, a iasomie, o combinație de genul ăsta, însă nici nu știu ce note are parfumul. Îl simt și dulce, îl simt floral, nu știu exact ce are el în bază, dar în background este o aromă dulce. Deci este un floral dulce, potrivit pentru orice sezon și foarte, foarte feminin, foarte feminin. Un alt parfum care este perfect pentru luna decembrie și nu numai, o să-l port în continuare, e perfect pentru iarnă în primul rând, este vorba despre Lolita Land, parfumul acesta care are o sticlă magică, deja nici nu trebuie să miroși parfumul și ești aruncat direct într-o poveste. Chiar am fost ieri la o animație care se numește Dorința și chiar pot să zic că mă duce cu gândul la filmul acela. Este un film de la Disney, l-am văzut în cinema, se numește Dorința, dacă aveți copilași și nu numai, au fost foarte mulți adulți care, să știți că erau amuzați mai tare decât copiii. Foarte frumos filmul. Mergeți cu copiii pentru că este foarte, foarte frumos. Este și un film 3D și este foarte potrivit în această perioadă. Așa este și parfumul acesta, este magic și foarte potrivit iarna. Îmi place mult de tot, este și el un parfum vanilat, fructat, dulce, are și cocktailul acela care cred eu că este un cocktail de piersici, dacă nu mă înșel, nu știu sigur, dar este foarte frumos. Dacă aveți ocazia să-l testați și mai bine, dar este un parfum dulce și unic, aș zice, eu chiar nu am mai simțit aroma asta în alte parfumuri, este superb. Nu putea să lipsească din clipul acesta La Belle de la Jean Pogotier, care, nu știu, se consumă foarte repede parfumul acesta, nu se consumă singur, dar mi se pare că vai, este atât de puternic, atât de intens, atât de persistent, este impresionant, îl ador, dulce, vanilat, fructat, eu simt și vată de zahăr în el, pentru că de ce nu? Este delicios, este, eu v-am mai zis vouă și mă repet, cel mai frumos parfum de designer, nu neapărat ca și miros, dar și ca miros, dar mă dă pe spate puterea pe care o are acest parfum, este și dulce, vă dați seama că sunt înnebunită după parfumurile astea dulci, mai ales în această perioadă și vă recomand să îl testați și pe el, dar cred eu că deja îl știți, cred eu. Și trecem mai departe la parfumul acesta de la Kilian, care a intrat luna trecută în colecția mea și este un parfum care te face să te simți exact ca o prințesă. Deci este delicios, delicios. Este atât de bine echilibrat, mirosul ăsta de bezele, dar v-am zis, miroase exact așa, ca și cum ți-ai băga nasul într-o pungă de bezele. Deci am mers la market într-o zi să iau bezele și n-am găsit. Am băut luna asta, ne răsfățăm așa cu ciocolată caldă. Bine, noi bem mereu ciocolată caldă, dar acum am vrut să luăm și frișcă și bezele. Să facem așa o bombă, cum se face în luna decembrie. Vai, cum miroase. Dar n-am găsit aici, am uitat, deci ne-am băut ciocolata caldă fără bezele. Deci parfumul acesta este și proaspăt, este și dulce, este pudrat, este cu bezele, dar bezele. Exact așa cum este. Mirosul de bezele și este atât de feminin, atât de plăcut, atât de calmant, deci te face să te simți
ca o prințesă când îl porți, persistă foarte bine, foarte bine. L-am purtat o zi întreagă, l-am simțit, nu l-am purtat eu foarte, foarte mult, dar e bucurie într-o sticluță. Și trecem și la bucuria numărul 2 într-o sticluță, este Oriana de la Parfum de Marly. Foarte mult îmi place și acesta. Ei bine, are și el bezele, dar se simte într-un alt mod acordul acela de bezele din parfumul acesta. Nu simt ca și cum aș băga nasul într-o pungă cu bezele. Este un parfum dulce, o combinație de flori și nu neapărat bezele. Eu nu simt mirosul, este un parfum cu bezele total diferit de acesta. Aici simt o combinație de flori albe, o combinație de flori albe cu un desert turcesc, să zic așa. Asta simt. Este foarte frumos și acesta și mi-a comentat cineva la un moment dat despre parfumul acesta într-un video scurt, acum nu știu dacă a fost chiar real comentariul, dar eram și eu curioasă cum deține 5 minute, am mai văzut comentarii de genul ăsta și în alte părți. Pot să vă spun că este un parfum foarte intens și foarte persistent. Uite că sunt eu acea fericită pe care parfumul acesta persistă foarte bine. Foarte bine. Îmi place din toate punctele de vedere. Este foarte prințesistic, girly, dulce, dar și floral. Intens, puternic, impunător așa. Foarte frumos. Și haideți să facem și update la parfumul acesta, Nebras de la Latafa, care m-a cucerit. Nu de la primul puf, dar s-a așezat, cred că l-am de 2 luni în colecție. S-ar putea să fi trecut 2 luni. Da. Este foarte frumos parfumul, este foarte frumos, este adevărat că a avut nevoie să se așeze, să se macereze sau ce se întâmplă în aceste parfumuri, dar acesta s-a închegat, să zic așa, s-a amestecat și miroase foarte bine. Și persistă foarte bine. Mă bucur că i-am dat această șansă și știți de ce am făcut-o? Pentru că prea multă lume îl lăuda. Și n-avea cum să fie altfel, pentru că, ok, despre toate parfumurile, părerile sunt împărțite, dar dacă mai multe persoane spun lasă-l mai mult timp pentru că are nevoie de timp, n-or zice degeaba. Și mă bucur că am avut răbdare, de obicei nu am această răbdare, dar asta mi-am și propus pentru noul an. De fapt, mi-am propus mai multe, o să vorbim într-un video despre asta. Să dau timp parfumurilor, să nu vin cu păreri despre ele chiar atunci când ajung în colecția mea. Vreau să le las să se așeze, vreau să, nu știu, să ajungă la temperatura camerei, să le pulverizez, să le las să se așeze. Pentru că am observat că nu numai cele arăbești au nevoie de timp. Iar acesta, nu am apucat să testez Nebras, chiar ieri am fost în magazin și am uitat și chiar pentru asta voiam să, Billie Eilish voiam să zic, pentru asta voiam să mă duc în magazin să-l testez. Am ajuns ieri în magazin, știam că trebuie să testez ceva, am testat alte parfumuri și numai pe el nu l-am testat. Asta este. Nici nu contează, eu nici nu pot să zic că mă interesează atât de mult cum miroase Billie Eilish. Voiam să vin aici cu păreri și să vă spun cum mi se pare Billie Eilish și cum mi se pare acesta. Dar, vorbind strict despre Nebras, este un parfum dulce, vanilat, are un iz de fructe parcă. Vanilat, fructat, dulce, pudrat și cu acea aromă de cacao, tot așa pe fundal. E frumos, e frumos și până la urmă m-am supărat foarte tare la început că
Toată lumea spunea despre el că miroase atât de bine și eu nu simțeam asta în el, dar până la urmă nu am nimic cu parfumurile, adică ce să am cu parfumul? Dacă miroase bine, miroase bine. Recunosc că nu mi-a plăcut de la început, dar s-a așezat acest parfum și îmi place foarte mult și da, l-aș cumpăra. Acum, dacă nu l-aș avea în colecție și l-aș testa la cineva, l-aș cumpăra pentru că este foarte frumos. Adică dacă îți plac parfumurile dulci, nu ai cum să nu-l iubești pe acesta. Eu l-am de pe parfumat.ro, am și un cod de reducere. O să-l mai am pentru o perioadă scurtă. Dacă faceți cumpărături acolo, puteți să îl folosiți, îl găsiți în descriere. Nebras și-a revenit. Da, este ce trebuie. Și ultimul parfum despre care vorbim, apoi trecem la produse, nu mai am niciun parfum aici, se pare. Este vorba despre Powdered Veil de la Miller Harris. V-am zis eu în haul că mi se pare că miroase a ceva roz, a fructe, a pudră, dar purtându-l am realizat că este mult mai pudrat decât mi s-a părut atunci când l-am testat. Este chiar un văl pudrat. Unde să dau eu, că am mai testat și alte parfumuri, căci nu mă opresc niciodată. Pe piele se simte un iz de pudră. Este și dulce. Este foarte pudrat, lemnos, cremos. Pe piele se simte mult mai dulce decât se simte în aer. Deci eu când îl folosesc, îl simt mai mult pudrat, așa foarte cozy, foarte calmant, așa este exact ca o eșarfă, o eșarfă fină. Este foarte frumos parfumul, dar nu este atât de dulce. Deci eu îl simt mai dulce pe piele, dacă miros mâna, de exemplu, decât îl simt în aer. În aer îl simt mai pudrat, mai lemnos. Pe piele îl simt mai dulce. O să-l mai port și mai revin cu păreri despre el, pentru că nu l-am purtat foarte mult și vreau să îl mai analizez, dar îmi place foarte mult parfumul. Ce voiam eu să vă zic, după ce l-am purtat așa cât de cât, că pe piele îl simt mai dulce, îl simt așa un pudrat dulce, nu știu, un miros de make-up, de farduri. Mă duce cu gândul și la culoarea asta, rozul acesta pudrat. Dar în aer îl simt mai lemnos, dar mai pudrat și mai puțin dulce. Asta voiam să zic, îl mai port și revin cu alte impresii. Dacă vedeți o schimbare de lumină, să știți că am pus ring light-ul pentru că m-a prins noaptea filmând acest clip. Da, glumesc, s-a întunecat destul de mult afară și nu vreau să vedeți în continuare cu lumina aceea slabă. Și haideți să trecem la produse. Voi începe cu această cremă despre care eu v-am mai spus într-un clip, v-am promis că o să vorbim despre ea. Este vorba despre această cremă cu mușețel de la Yves Rocher, o cremă pentru față și corp. Și am folosit-o și pe față și pe corp și este... Hidratează foarte, foarte bine și intră repede în piele. O cremă de avut în casă. Așa arată. Este o cremă densă. Și dacă și voi aveți pielea uscată în perioada rece, vă recomand cu drag această cremă. Îmi place foarte mult, cu siguranță o să mai iau una. Pe aceasta am primit-o, dar o să-mi cumpăr una să o am de rezervă, pentru că e super, super bună. Trecem mai departe la un... Am mai multe produse de make-up de această dată și am primit eu un blush lichid. Nu cred că se găsește la noi, dar poate că sunt fete care se uită și din alte părți la clipurile mele și am zis că vreau să-l includ și pe el. Se numește Blush. Nu știu exact... Made by Mitchell, un blush lichid, strawberry cream și arată exact ca un smoothie de căpșuni. Ai zice că
te machiezi și ieși direct păpușa Barbie, dar nu este așa. Îmi place foarte mult. Atunci când este blenduit, se face foarte frumos pe ten. Cred că este mai recomandat pentru pielea foarte albă, cum o am și eu. E foarte ok. Îmi place mult de tot pe el. L-am folosit în ultima perioadă și dacă găsiți aceste produse de la Made by Mitchell, testați-le că sunt foarte ok. Și haideți să mergem mai departe cu niște iluminatoare. V-am spus eu că astăzi vorbim despre mai multe produse de make-up și am aici un iluminator de la Fenty Beauty pe care îl am dintr-un advent calendar de la Sephora. Aceasta este nuanța lui și mi se pare așa că este un iluminator mai potrivit pentru petreceri și tot suntem în perioada asta, vine și Revelionul. Este foarte frumos, este un argintiu, este superb. Nu prea l-am purtat pentru că v-am zis că mi se pare așa mai de ocazie iluminatorul ăsta, dar o să încep să-l folosesc mai mult. Și pe acesta cam toată lumea îl știe, dar mai am unul de la Anastasia, parcă. Da, de la Anastasia, se numește Snowflake Loose Highlighter. Ăsta mi se pare foarte interesant, vi l-am arătat pe cel de la Fenty pentru că pe el știe toată lumea și despre el se vorbește mai mult, despre acesta eu nu prea am auzit să se vorbească, dar este cam tot asta vrea să fie, doar că este diferit el. Uitați-vă, sunt fulgișor de iluminator, să zic așa. Eu văd destul de... Uitați-vă cum arată el. Este ca o pudră, ca niște fulgișori pudrați și pe piele arată așa. Eu am lumina asta exact în ochi, deci mie mi se pare că acesta este mult mai fain decât cel de la Fenty. Acela parcă are sclipiciul mai mare, da, arată așa ca oglindă. Acesta este altfel. Dar nuanța este aceeași de argintiu. Foarte fain este, foarte fain, foarte festiv, foarte potrivit pentru Revelion, pentru sărbători, pentru un machiaj din asta mai glowy. Dar eu o să încep să le folosesc mai mult pe cele două. Și nuanța este, nu știu dacă v-am zis, este Snowflake Loose Highlighter. Atât scrie pe el. Îmi place mult de tot și acesta. Haideți să vorbim și despre pensule de machiaj. Aș vrea să-mi iau la un moment dat un set de pensule de la Makeup Revolution. Să am așa un set cu toate pensulele pentru că am multe în colecție, sunt destul de vechi și vreau să le mai schimb sau să renunț la ele pentru că niciodată nu le găsesc pe cele bune în colecție. Am unele mai bune, unele mai proaste și da, le folosesc așa la grămadă, dar aș vrea să fac așa o curățenie în ele și să rămân doar cu cele după care întind mâna și să-mi iau un set să-l am pe el. Să nu mai am atât de multe, dar vreau să vorbim despre aceasta de la Zara, care mi se pare foarte bună pentru produsele cremoase, pentru fond de ten, pentru blush lichid, pentru bronzer lichid. Este foarte bună aceasta de la Zara, chiar nu am mai încercat și alte pensule de la Zara. Mai am niște produse noi de machiaj de la Zara pe care n-am apucat să le folosesc. Însă o să vorbim și despre ele cu siguranță. Deci această pensulă de la Zara este foarte bună. Îmi place mult de tot. Am folosit-o de când am primit-o numai pe ea pentru fondul de ten. Aplică foarte bine, este o pensulă densă și îmi place mult. Chiar aveam nevoie de o pensulă pentru fondul de ten. Și să știți că eu mă machiez de obicei
repede, rapid așa și folosesc pentru fondul de ten. Apoi folosesc și iluminatorul blush-ul cremos, tot cu aceasta estompez și la fel și bronzerul. Deci folosesc o pensulă pentru toate produsele cremoase, e ok, mă descurc, da. Dar mi-ar trebui mai multe. Un alt produs pe care l-am folosit și mă bucur că l-am descoperit este acest creion de la Charlotte Tilbury. Se numește el, ia să desfac eu, pe acesta negru nu l-am folosit, dar o să-l folosesc și pe el. Îmi place foarte mult creionul acesta pentru partea asta, pentru nuanța asta. Este o nuanță care cremoasă, este foarte cremos și este un produs care se pune pe linia apei și mărește ochiul. E foarte faină nuanța și după cum vedeți este metalică și pusă așa pe sub ochi, pe linia apei, arată foarte, foarte bine și v-am zis și mărește ochiul. Îmi place foarte mult creionul acesta. Dacă vă plac parfumuri, eu sunt cu parfumurile, dacă vă plac produsele de make-up de la Charlotte Tilbury, creionul acesta este foarte, foarte bun. Nu se întinde, rămâne acolo, este cremos, acum nu știu cum o să-l ascut. Pentru că mi s-a întâmplat cu, cred că e tot creionul de buze de la Charlotte Tilbury, am vrut să-l ascut și l-am făcut praf. Deci s-a făcut praf, este moale, nu știu cu ascuțitul ce ascuțitoare trebuie pentru ele, dar nu prea mi-a plăcut ce am făcut eu. L-am cam stricat pe cel de buze, sincer. Haideți că mai avem câteva produse despre care vorbim și vă las. Cred că a ieșit un video prea lung, sper că nu v-ați plictisit. Mi-am cumpărat și eu luna trecută, cred, acest Maybelline Eraser Concealer. Foarte popular, toată lumea vorbește despre el. Nu știu de ce nu mi l-am luat mai de mult, dar îmi place foarte mult. Nu se strânge, nu este un concealer așa dens care să încarce tenul, nu, dar arată foarte bine pe ten. Să știți că uneori mă machiez atât de repede încât îl aplic pe el pe sub ochi și na, pe câteva zone de pe față și nici nu mai folosesc fondul de ten, deci îmi place foarte mult acesta. Eu am nuanța 00 și mi se potrivește nuanța. Chiar e ok. Apoi, am văzut că acest bronzer este foarte popular pe TikTok și am zis să-mi iau și eu. Este de la Essence, se numește Baby Got Bronze. Eu am nuanța Cinnamon Spice. Cred că este o colecție de iarna aceasta. Așa arată el, este o nuanță bună pentru tenul deschis, cred că mai este o nuanță la acesta și arată foarte bine, foarte bine și foarte natural, e fain, îmi place, chiar îmi place. Dacă folosiți bronzer din acesta cremos, dați-i o șansă pentru că este, are un preț super mic și este foarte bun. Și vreau să mai vorbim despre setul acesta de rujuri Meet Matte Hug de la The Balm. Da, l-am luat de Black Friday de pe Notino. Am vrut așa să am mai multe nuanțe de ruj și să fie mai micuțe. Cred că le găsiți pe Notino și la și în full size, dar eu chiar așa am vrut să le iau. Sunt mai multe cutiuțe cu rujuri, unele sunt mai închise, unele mai deschise, în fine eu am ales setul acesta. Îmi place foarte mult nuanța asta, foarte mult îmi place, se numește Confident, dar și aceasta îmi place mult de tot, aceasta se numește, se numește Committed, în fine. Aici avem Generous, mai avem, pe acestea nu le-am folosit,
Am folosit nuanța asta și asta. Pe astea cred că nici nu o să le folosesc, sincer. Sunt singurele care nu mi se potrivesc, dar în rest mai am vreo 4 care îmi plac. Toate îmi plac, în afară de cele două. Pentru că nu prea mai folosesc rujuri atât de intense, de fapt, hai să-i facem un swatch. Vreți să-i facem? Hai să le facem swatch. Nu voiam neapărat să vă... Oh, haideți că arată altfel pe piele. Nu voiam neapărat să vă spun despre nuanțe, cât despre faptul că îmi plac foarte mult. Și sunt destul de rezistente pe buze, sunt rujuri mate. Hai să vedem și acesta. Ups. Și voiam așa să am mai multe nuanțe, pentru că de foarte mult timp am folosit un singur ruj și m-am cam plictisit de aspectul acela, acela de la Melchior. Deci cele două nu sunt chiar așa închise cum le credeam eu. Nuanța asta care îmi place mie foarte mult și pe care am tot purtat-o, mi se pune pata așa pe câte o nuanță. Are un subton mov. Are un miros, au un miros mentolat, nu știu, un desert, ceva. Chiar miros bine și rezistă bine pe buze. Haideți să le facem swatch-uri dacă tot m-am apucat aici de treabă. Și ăsta e foarte fain. Asta parcă are un subton mai portocaliu, așa. Și primele două sunt mai nude. Asta e mai maroniu. Da. Avem aici nuanța asta care iar îmi place foarte mult. Ia să vă apropiu. V-am zis, eu le-am luat de Black Friday de pe Notino. Sinceră să fiu, n-aveam nicio speranță cu ele. Nu știu de ce, că la un moment dat îmi plăcea foarte mult brandul acesta de balm. Am avut, de fapt îl mai am, un iluminator care a fost foarte popular acum mult timp și mi-a plăcut. Dar rujuri nu testasem. Și am zis, hai să iau toate nuanțele, să mai schimb și eu nuanțele. Astea sunt nuanțele. Și chiar sunt faine, îmi plac. Bine, pe buze arată altfel. Parcă se văd mai intense pe mână. Sau de la cameră, că nu... Na. Frumos, frumos, îmi plac. Îmi plac, să știți că... usucă buzele ca orice ruj până la urmă, că nu este un gloss și nu este un balsam de buze, este un ruj mat, dar nu atât de tare încât să nu-l suporți pe buze, pentru că unele usucă mai tare, unele mai puțin, dar îl simți acolo pe buze, dar nu te deranjează, asta vreau să zic. Sunt ok, îmi plac și chiar am dat și puțin pe set, mă bucur că am mai multe nuanțe. Și eu chiar vi le recomand. Sunt mai multe nuanțe. Nici nu știu cum... Uite, astea sunt toate nuanțele pe care le am eu în set, dacă vă interesează acesta. Mai sunt și altele, dacă vă interesează și pe voi, căutați. Oh, sper că le mai găsiți. Dar oricum le găsiți și în full size. Dacă vă place o nuanță anume, dacă... vreți ceva mai nude, eu vă recomand această nuanță. Și dacă vreți ceva mai intens, asta, Confident. Da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe TikTok și pe Instagram, găsiți toate detaliile în descriere și coduri de discount. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!